Seara bună, prieteni! O să fac un clip astăzi să prezint anumite chestii. Prisăcariu Cristian mi-a sugerat să fac un clip în care să prezint diferențele între un pui de uriaș german curat și un pui care are ca și tată uriaș german și mamă Hicol. Pentru aceasta am adus de afară o femeluță de 3 luni jumate, scoasă din uriaș cu Hicol. O să pun aici înăuntru, pe masă, și o să scoți o femelă de uriaș, care are deja vreo 4 luni și o săptămână, dacă nu mă înșel. Și imediat o să se poate sesiza diferențele. Deci e oricum e o diferență de 3 săptămâni între ele, dar diferențele care ar fi, prima chestie care îmi sare în ochi este diferența la urechi, la femeluța cu tată uriaș și mamă Hicol, urechile sunt mult mai mici, are culoare mai deschisă, sunt cu botul un pic mai ascuțit și desigur la final nu o să aibă kilogramele niciodată a unui uriaș. Sunt un pic mai mărunte, bine, într-adevăr asta v-am spus are și vreo 3 săptămâni mai puțin, dar diferențele sunt vizibile, culoarea blănii un pic mai spălăcită, urechile mai scurte și mai ascuțite, nu sunt așa deschise, nu sunt așa late, groase. Lungimea, la fel, sunt un pic mai scurte și ele, ca exemplu și exemplar. Deci, se va putea sesiza automat, dacă aveți așa ceva și dumneavoastră, o să puteți sesiza automat care este uriașul și care este hibridul sau corcitura, nu hibridul, pardon. Deci, prieteni, ăsta ar fi diferențele sesizabile între un uriaș german pur și o amestecătură de uriaș cu Hicol. După fiecare la locul lor, să nu îi stresez prea mult. Am fost nevoit să fac un pic de pauză, tai vecinul lemne cu drujba, exact acum când sunt fete femelele. O să duc și femeluța asta mică la locul ei în curte, lângă sora sa. Deja se înseară, se noapte. Mama, un pic, mama. Stai cu mine aici. O băgăm înapoi, de unde am scos-o, prieteni. Lângă sora să le-am atașat niște. Am uitat să pornesc blițul. Acum dacă îl pornesc stric clipul. Le-am atașat hrănitor de la noi. Ăștia din curte sunt ok. Nu au nicio treabă. Doamne ajută, se poate bine. Deci, prieteni, cam astea sunt diferențele. Ce trebuia să mai zic astăzi? Să-l cu Dean Antonio. M-a întrebat ce dezavantaj ar avea o cușcă cu grătare ca să se scurgă mizeria. Deci, cușcele cu grătare se pot folosi, dar nu la rasele grele, prieteni. Nu la rasele grele, deoarece, după cum vedeți, uriașii trebuie să stea pe așternut, talaș, cu paie, cu fân. Ei fiind grei, sunt predispuși la bătături. Cușcele cu grătar, cel mai probabil, se duce acest așternut printre rosturile dintre lații care spuși, nu ajută. În rest, la rasele medii sau mici, ar putea fi folosite fără niciun fel de problemă, unde nu trebuie atât de mult așternut. În rest, nu văd niciun dezavantaj dacă aveți cuș cu grătar. Cu înclinare, probabil să se ducă crotinele și mizeria undeva în jos, undeva să se colecteze sau chiar într-o tăviță. Am văzut acest sistem, la multă lume, nu e niciun fel de problemă, se poate folosi. Cine dorește să folosească și la uriaș, dar
părerea mea că la uriaș se vede aici. Trebuie talaș, trebuie așternut, prieten. Pentru că altfel nu facem treabă bună. Uriașii fac bătături și bătăturile sunt aproape imposibil de salvat și de tratat. Altceva, prieteni, mii de mulțumiri lui de Pavel, lui Andrei Berchi, tuturor celor care, Maria Demian, tuturor celor care ați trimis super mulțumiri și ați devenit membri ai canalului. O să aștept să se mai adune câțiva, după care o să fac un concurs pentru voi și o să vă dau un puișor frumos. Mai am 40 de pui de înțărcat, încă vreo 6-7 femele care trebuie să fete, câteva doici. Ia uitați, și piticuții au ieșit la mâncare. Ăștia de jos de acolo, din austriacul. Am remontat și femela de grifier. De data aceasta n-am mai băgat-o la austriac, am băgat-o la masculul de la domnul Bela. E un mascul foarte, foarte mare și ăla. Vreau să prind pui mai mult și din el, că n-am decât un cuib. Și vreau să prind pui și din el. Pentru că astea sunt ultimele zvâniri, prieteni, deja oricum timpul e rău, plouă, e urât afară, umiditate foarte mare. Să fie pui de aprilie, care scapă, scapă, care nu, vin vremurile când balonările o să fie în floare și alte chestii, să ne ferească Dumnezeu pe toți, dar cu siguranță ați văzut și la mine un mascul de la mare, de aproape 5 kg, va trebui să-l tai pentru că s-a făcut balon și nu cred că mai aveam nicio șansă să salvez. Așadar, prieteni, sper să fie de folos acest clip pentru cei care au solicitat acele informații. Cred că mai bine de atâta nu puteam să le prezint decât cu animalele în față. Am mai cumpărat niște fân astăzi, un fân curat, să dăm la puișori peste tot, să se hrănească, să fie bine. Ăștia care sunt acum la mame și la doici, o să încerc să le las pui, prieteni, cât de mult este posibil, chiar și 3 luni jumate, dacă îi suportă mamele lângă ei, atât o să-i las, nu o să-i înțar, cât de mult e posibil să prindă putere și imunitate și să fie sănătoși. Cam atât, prieteni, să fiți sănătoși și voi, Doamne ajută, numai bine!